NASA-ți lansează provocarea să conduci ca și cum ai fi pe Marte. Peste 500 de studenți din întreaga lume sunt invitați să conducă roverele alimentate de om pe un traseu cu obstacole de aproape un kilometru. Traseul simulează terenul geografic de pe Lună și de pe Marte. Sunt 48 de echipe înscrise în competiția Human Exploration Rover Challenge organizată de NASA. This is all of our first times. So, how did this compare to what you were expecting? I think that it was a little bit more challenging than I was expecting. Just going over the dirt, I thought it would be like more compacted. We went up hills that was like a lot steeper and stronger, but the dirt wasn't as compacted. So that was probably the most challenging part on the course for me. Evenimentul este gratuit și sunt invitați toți doritorii să participe. Competiția durează 2 zile, iar cei mai buni vor fi și premiați.